dumneavoastră sunteți un om deștept, tovarăși director. De ce vreți să fiți deștept? Că dacă nu erați deștept, nu erați director. Da, așa fi. Ce e fericirea, tovarăși? Unii cuvinte trebuie să știe. Și că să ai o casă minunată. Dotațiunii 316 și o departă frumoasă. Asta nu e fericire, Gica. Asta înseamnă că te-ai ajuns. Și atunci ce? Păi, să nu spun așa. Cine n-a sădit un pom, nu-i om. Adică trebuie să lași ceva după tine. Pom, casă, o hidrocentrală, să nu treci prin viață ca un pisic. Dumneavoastră ați făcut trei hidrocentrale și nu sunteți fericit. De ce crezi asta? Vă cunosc de ani de zile ce vă văd zilnic. Dumneavoastră aici, de basa la București? Păi, după teoria ta, niciun marinar nu poate să fie fericit? Nu, cu marinare e altceva. Una e bază la Istanbul, una la Singapore. Așa gândesc cei care n-au fost niciodată pe mare.